Relațiile serioase, pe termen lung, par să fie foarte înfricoșătoare atunci când ne gândim la ele, pentru că atunci când te gândești la o relație serioasă, îți imaginezi că intri într-o relație cu cineva, bați palma, închei contractul, dar rămâi blocat, poate, lângă o persoană care nu o să te facă fericită pe termen lung. Și tocmai de asta ne este dificil să intrăm într-o relație serioasă. Însă au fost făcute destul de multe studii, iar au fost descoperiți indici puternici care să-ți arate dacă relația în care te afli acum are potențialul de a fi dezvoltat sau de a merge în viitor, sau indici care să-ți arate că nu ești în relația potrivită. Iar unul dintre cei mai des întâlniți indici, semnale, că ești în relația potrivită este următoarea întrebare. Ești sau nu capabil să construiești interes pentru ceva ce prezintă interes pentru partenerul tău, cu toate că nu este interesant pentru tine? Momentul acela când el vorbește despre fotbal sau despre mașini, sau ea vorbește despre dans sau despre artă sau despre un serial care îi place, ești sau nu capabil să te implici în discuția respectivă, să fii atent, să susții, să empatizezi, să asculți sau îți dai ochii peste cap sau privești detașat fără să asculți ce se întâmplă? Empatia, interesul cu care noi putem să-l ascultăm pe cel de lângă noi, chiar dacă nu este interesant acel subiect, chiar dacă nu prezintă interes pentru noi, modul în care putem să fim cu adevărat interesați nu de ceea ce spune, ci de ceea ce este cel de lângă noi, asta poate să ne arate dacă relația în care suntem este sau nu potrivită pentru noi. Așa că întrebarea este, poți sau nu să construiești interes pentru ceva ce prezintă interes pentru cel de lângă tine, chiar dacă tu nu ești interesat de asta?